Salutare, prieteni! Suntem la început de săptămână, o nouă poveste, o poveste, aș spune, de pus omul în ramă, pentru că o să vedeți pe parcursul podcastului nostru că e de pus în ramă. Și nu spun asta întâmplător, ci pur și simplu pentru că ceea ce reușește invitatul meu din această seară, în această viață, nu ne este așa, aproape imposibil să gândim, dar minte să facem. Prin urmare, invitatul meu din această seară este Horia Colibășan. Eu am spus alpinist pur, greșesc, Horia? Bun venit în podcastul Sursa de Vest fără filtru. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, bună seara. Da, se poate spune așa, nu este, e un titlu puțin inventat, pentru că purismul înseamnă mai multe variante de a urca pe munte, dar reprezintă o idee prin care alpiniștii care practică, să zicem, această filozofie, încearcă să reducă ajutorul din afară, exterior, să urce muntele prin forțele proprii. Cam asta înseamnă purismul în orice domeniu, să încerci să faci cât mai simplu ceea ce faci. Și la noi înseamnă, de fapt, să urcăm fără oxigen suplimentar, înseamnă să urcăm fără ajutorul șerpașilor, în echipe relativ mici, 2, 3, maxim 4 persoane, și să nu folosim foarte multă tehnologie, gen elicoptere sau alte surse, drone, ca să vedem traseul. Încercăm să o facem prin mijloacele pe care le are absolut oricine la îndemână. Și câteodată reușim, câteodată nu, e puțin mai greu așa. Deci nu e greșit totuși alpinist pur, mă gândesc la ceea ce pur și simplu faci tu, ceea ce reușești să faci și ceea ce ți-ai propus de fapt, că bănuiesc că fără oxigen, fără șerpași, ți-ai propus lucrul acesta, nu așa s-a întâmplat. Asta e partea cea mai importantă, pentru că oxigenul și șerpașii schimbă foarte mult lucrurile. Acum, dacă vezi ruta cu o dronă sau nu, sau dacă ai luat elicopterul până în tabăra de bază sau nu, nu schimbă atât de mult lucrurile. Tot trebuie să muncești să ajungi pe vârf. Dar sunt lucruri, de exemplu, la care eu nu vreau să renunț. Și sunt generate de multe ori de siguranță. De exemplu, prognoza meteo. Sunt care consideră că nu e un stil foarte pur dacă folosești prognoză meteo sau dacă ai telefonul prin satelit la tine, cu care poți să chem ajutor dacă ai o problemă. Pe de altă parte, nu folosim stații radio, nu vrem să le mai cărăm, nu avem așa o organizare încât să fie necesare stații radio, dar la anumite lucruri nu renunțăm pentru că țin de siguranță. Da, o să o luăm un pic invers, că de obicei se ia de la început, cum ai început, așa și așa, noi o luăm invers, o luăm de, în urmă, mergem în urmă cu o lună de zile, că așa s-a întâmplat în 7 mai, practic. Mi-am notat aici, ca să reușesc să citesc numele vârfului pe care l-ai escaladat și unde ai reușit să înfigi drapelul României, este vorba de Kangenjunga, spun bine? Kangenjunga. Kangenjunga, așa. Unul dintre cele mai periculoase vârfuri, am înțeles, din Himalaya, într-o statistică anului 2021 indica o rată de a mortalității de 29,1%, ceea ce mi se pare aproape îngrozitor când mă gândesc eu. Bun, hai să începem și plec de la ceea ce spuneai tu în urmă cu o săptămână. Nu se mai termina muntele. Tot urcai câte o creastă și în spate era altă creastă și parcă mai creștea un munte. Era așa ceva care parcă nu mai voia să se oprească. Așa a fost? Anul acesta a fost o situație ușor atipică. Pe acest punct, oricum, ultima zi este foarte lungă și foarte grea.
dar din cauza că cele mai multe expediții, și erau foarte multe, foloseau oxigen șerpaș, au pus ultima tabără mai jos decât normal, cam 200-300 de metri mai jos, poate 400 de metri, și a fost foarte mult de urcat în ultima zi. În mod normal, pe un munte de 8000 de metri, ultima etapă are undeva între 500 de metri, 600 și cam maxim 1000, dar de multe ori nu se ajunge spre 1000, mai degrabă pe la 6-700. Pe acest munte am avut de urcat aproape 1400 de metri diferență de nivel în ultima zi, deci a fost aproape dublu decât normal și a durat mult pentru că era o distanță imensă. Nu ne-am așteptat să fie așa și n-am plecat foarte devreme și cumva am ajuns aproape la limită pe vârf, adică cu 2 ore înainte de ora limită. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să ajung în acest stil. Mi s-a întâmplat să ajung seara foarte târziu, dar nu să merg atât de mult. Adică mi s-a întâmplat să plec foarte târziu și să ajung târziu, dar nu să plec de vreme și să ajung târziu. Și a fost greu. Horia, eu vorbeam cu prieteni de-ai mei înainte de a veni să ne întâlnim și ei m-au rugat să îți adresez această întrebare și anume, dom'le, spune că noi auzim că sunt tabere, cum face? Că doar nu o să se ducă de la primul metru al muntelui să urce până ajunge la 8500, 8848 și așa mai departe. Cum se întâmplă o asemenea expediție? Până unde mergeți voi cu ajutoare sau cu alte și de unde începeți să escaladați practic muntele? Că e limpede că nu s-o luați de la primul metru și s-o luați așa de nebun. Da, nu pornim de la mare din Goa sau din India. Pornim din Nepal, care are un aeroport deja la 1000 de metri și capitala la 1000 și ceva de metri. De acolo se zboară la un alt aeroport la 2000 de metri, de acolo se merge cu mașina, punctul terminus de mașină e aproape la 2500 de metri, deci unde avem noi vârfurile cele mai înalte, acolo se termină drumul de mașină, de jeep. De cele mai multe ori de la mașină se merge pe jos, de la 2500 până la 5000 de metri este un urcuș ușor, adică este o plimbare mai activă și se mai înaintează și pe ghețar câteodată și 80 de kilometri, dar nu sunt urcușuri foarte abrupte. Se ajunge la 5000 de metri, unde aici la 5400 era tabăra de bază. Taberele de bază pot să fie de la 4000 de metri până la 6600, cum e pe Everest, tabăra de bază. Acolo se termină poteca mai dreaptă și muntele începe abrupt, cum sunt munții noștri. Acolo se pune tabăra de bază și de acolo mergem fără ajutoare, adică din tabăra de bază. Cine face parte din tabăra de bază? Cine sunt cei care... Tabăra de bază este un loc care istoric nu a fost lovit de avalanșe, are mai mult soare, e mai plat, se pot pune corturile, e un loc propice unei organizări de tabără și acolo pur și simplu lumea care vine își pune corturile, își face platforme, își nivelează cât de cât să poată să aibă un cort unde să mănânce mai drept, își aranjează, de exemplu aici erau numai terase, muntele fiind destul de înclinat deja în acea zonă, totul se săpau terase, mai erau zone cu pământ, cu stâncă și se amenajau aceste terase unde ne puneam corturile. Eu, ca să vin de la cortul meu 7-8 metri până la cortul unde e sala de mese, cortul de masă, săream din stâncă în stâncă, deci era destul de abrupt, de nivelat, în sus, în jos. Nu era o potecă, în multe tabere de bază sunt poteci, e pe pietriș sau pe morena ghețarului, care e o zonă mai, așa, ca un fel de grohotiș, nu foarte înclinat. Dar depinde de la munte la munte, depinde altitudinea taberei de bază și acolo
când este sezonul de ascensiune, se adună corturi, care toate pleacă jos, pleacă după ce se termină sezonul și nu mai, teoretic nu mai rămâne nimica. Dar practic merge fiecare cu o echipă a lui, nu? Sau a lor, de obicei organizarea... Adică nu sunt niște magazine de unde eu mă duc și îmi cumpăr biscuiți, Eugenia și ce pus. Pur și simplu... Nu. Sunt companii din Nepal care organizează pentru cei care vin, organizează această infrastructură și acolo nu ai nevoie de magazine pentru că ai un bucătar, sunt aduse provizii, ei îți gătesc, ai mâncare, dacă vrei țigări trebuie să te descurci, dacă ți s-a terminat... Dar te poți descurca și acolo, bănuiesc, nu? Sau mai greu? Da, cu bani și cu cunoștință te descurci oriunde. Adică și noi dacă ne rămâneam în pană de ceva, îi rugam pe bucătarii noștri să vorbească cu colegii de la expedițiile vecine, care ei își împrumută lucruri, nu rămâi chiar fără... Chiar, practic. Da, mai ales dacă e vorba de mâncare. De exemplu, la un moment dat am rămas fără ceva condimente și am rugat, nu puteți să cereți de la băieții. Și s-au dus, s-au făcut rost imediat. Deci există omenie și la 5.000 și mai sus de da, metri. Da, șerpașii sunt foarte solidari între ei și ei se ajută tot timpul pentru că ei sunt niște oameni care trăiesc greu, muncesc greu, câștigă foarte greu banii aceștia. Nu sunt foarte mulți bani și de cel mai multe ori sunt... au ca scop să-și educe copiii, adică acolo Nepal școala se plătește în fiecare lună și ei pentru asta muncesc și sunt niște oameni deosebiți și așa aici sunt greu de înțeles, adică cum, adică să stai 2 luni să gătești pe o oală cu benzină la niște turiști și să câștigi 1000 de euro pe care tu sper să plătești 100 de euro pe lună în fiecare an școala la copil. Cum? Asta, chestia asta pentru noi e hilară, dar pentru ei e realitatea. Da, iată, sunt oameni de admirat în orice caz, peste tot pe unde umblăm. Și bine, am ajuns la 5.000 de metri și după aceea vrem să ajungem la 8.000 și... Ce se întâmplă în continuare? Care e parcursul? Care a fost parcursul tău și al vostru, practic? Sunt necesare niște tabere intermediare, pentru că nu poți urca mai mult de 6, 7, 1000 de metri într-o etapă. Trebuie să te aclimatizezi și atunci, din, să zicem, 1000 de metri, trebuie să mai pui o tabără. Și noi acum am avut 3 tabere până la 7400. Le-am pus succesiv, am urcat în fiecare tabără, ne-am aclimatizat, am mai adus un cort, am urcat în următoarea, apoi unul din corturi l-am mutat în ultima tabără și așa ne-am făcut și aclimatizarea, ne-am și instalat taberele intermediare pentru a putea ajunge spre vârf. Și practic nu tu, nu voi sunteți cei care hotărâți. Astăzi mergem nu 800 de metri, nu un kilometru, mergem 400 și facem tabere acolo. Nu poți hotărâ așa pentru că taberele deja sunt cunoscute, sunt niște locuri unde, din nou, nu cad pietre, nu cad avalanșe, nu sunt crevase, nu sunt în pantă foarte rău, adică au o pantă mai mică, sunt niște, poate, terase unde poți să pui cortul, că nu poți să-l pui oriunde. Și locurile acestea sunt cam cunoscute și știm unde sunt taberele. Deci, practic, e stația și trebuie să ajungeți la stație? Trebuie sau să ajungem, ți-e cald, ți-e foame, ești obosit, cam trebuie să ajungi acolo pentru că acela e locul de tabără. Da. Trebuie să o pui. Și până ai reușit doar tu, nu și cei doi colegi ai tăi cu care ați urcat acolo, până ai reușit să ajungi în vârf, ce s-a întâmplat? Ei au avut câteva probleme, unul din ei nu s-a simțit foarte bine, apoi s-au mișcat ceva mai încet, a fost frig și au avut niște semi-degerături la nas, niște degerături ușoare.
au trebuit să piardă timp, să-și încălzească nasul și au rămas destul de mult în urmă. Eu mi-am ținut ritmul pentru că e important să ții un anumit ritm pentru a te încălzi. E destul de frig la 8000 de metri. Și atunci cumva ei au rămas la un moment dat, erau 2 ore în urmă și pentru ei n-ar mai fi fost fezabil vârful, ar fi ajuns foarte târziu și e deja periculos, e prea mult și au decis să renunțe. Am înțeles că e extraordinar de important ferestre, meteo sau ceva în genul acesta, numiți voi da, lucrurile respectiv. Fereastră de vreme bună, de obicei vântul bate foarte puternic la peste 8000 de metri și noi avem nevoie de câteva zile în care vântul cade, adică vântul nu mai bate cu peste 30-40 de km la oră, de multe ori bate și cu 100 și cu 180. Și noi avem nevoie de un interval în care vântul nu mai bate ca să putem urca, pentru că altfel minus 35 cu vânt de peste 40 la oră înseamnă degerături sigure. Deci foarte frig. E foarte frig. Când începe să simțiți că nu mai aveți aer, să spun așa, că nu mai aveți oxigen, cam de unde se începe și după aceea bănuiesc că trebuie să mergeți asta... Treptat se câștigă în antrenament. Cam de la 3000 de metri începe să se simtă, mai ales dacă te miști un pic, imediat se taie gazul. Se simte rarefierea aerului. Și atunci ține practic de antrenamentul pe care l-ați făcut inițial acasă sau pur și simplu acolo vă faceți programul pe loc? Ține și de antrenamentul care l-ai făcut acasă, te ajută. Ține și de numărul de expediții și experiența care o ai la altitudine. Pe de o parte, organismul percepe rarefierea și reacționează mai bine. Pe de altă parte, și alpiniștii știu ce trebuie să facă, să se hidrateze, să nu mănânce foarte mult, să își facă un anumit, să zicem, ritual de aclimatizare, să te miști mai încet, să te menajezi, să nu faci efort. Sunt mai multe lucruri care, dacă ai experiență, le faci bine. Aclimatizarea ține și de fiecare organism. Unii oameni nu se aclimatizează bine. Deci e un proces destul de complex. Nu e foarte complicat, dar trebuie să ții seama de absolut toate detaliile. Adică dacă te duci și bei o bere, s-ar putea să nu te simți bine pentru că te deshidratează. Și dacă asta e experiența mea, am văzut tot felul, am pățit și eu, am și văzut la alții. Și, de exemplu, dacă strici aclimatizarea la început, s-ar putea să nu mai ajungi pe vârf pentru că partea inițială n-ai făcut-o cum trebuie și nu ai început aclimatizarea bine. Dacă ai răbdare și faci aclimatizarea corect, atunci nu mai simți că rămâi așa fără oxigen, organismul cumva funcționează mai bine. Adică e un pic de matematică, trebuie respectat cu strictețe totuși anumite lucruri pentru a avea șanse reale de a ajunge acolo unde ți-ai propus. E un pic de matematică, e un pic de medicină, de fiziologie, e un pic de farmacologie, e un pic de fitness, pentru că trebuie să știi și ce poate organismul tău și să nu-l supra-soliciți, mai ales în partea asta în care el depune un foarte mare efort pentru a se adapta la altitudine. De unde aflați voi cum e vremea și când sunt ferestrele respective prielnice pentru a putea merge, a continua expediția? Avem un călugăr budist care ne e în legătură și nu glumesc. Nu, păi nu că avem o prognoză prin satelit. Nu, avem o prognoză prin satelit. E un băiat, nu-i călugăr budist, este un meteorolog din Lisabona care lucrează la aeroport și hobby-ul lui este, pe de o parte, parapanta și pe de altă parte, da, e un hobby pe bani, noi îl plătim, dar el muncește și ne face niște prognoze foarte bune, adică ne dă cu acuratețe foarte mare vântul și vremea pe vârful respectiv. Deci o prognoză customizată pentru noi și el se ocupă de noi o lună, două luni cât avem expediția și ne dă, greșește cu câțiva kilometri la oră vântul de cele mai multe ori.
este... Adică nu e timpul probabil, e timpul aproape exact. Dar nu am nicio legătură cu meteo de la televizor. Nu, este tot cu mai mult de 4 zile nu ne poate da cu precizie, dar pe 4 zile ne dă cu acuratețe de, a zice, 97%. Am înțeles că erau niște prognoze de la Centrul Meteo din România și aveau o acuratețe de 40% și era mai bine să dai cu banul decât să te iei după ce spuneau ei. Dar e foarte important că e vorba de viața oamenilor, practic. Atunci când știi ce este pe munte la înălțimea respectivă, bănuiesc că trebuie ținut cont cu mare strictețe de ceea ce înseamnă vremea, nu? Da, e viața sau, dacă nu, sănătatea. Că dacă vântul bate mult mai tare decât știai și te prinde undeva în zona de sus, poți să-ți pierzi degetele foarte ușor, să faci degerături. Și toate urmările. Toate urmările, da. După aceea. E în regulă. Ai ajuns sus. Ce simți? Ce ai făcut prima dată când ai ajuns acolo sus? Că eu, dacă ți-aș spune la ce mă gândesc, ce aș face eu, să trag o țigară și să bea o gură de ceva, dar bănuiesc că nu se întâmplă lucrul acesta. Ce simt? Ce simți? Nu, că bătea vântul în zona vârfului, nu știu de ce, parcă brusc a început să bată sau poate era din altă direcție un pic. Nu simt nimic, nu am simțit nimic. Mi-am scos camera, mi-am făcut filmul de vârf, că trebuie să ai o dovadă. N-am mai scos telefonul, n-am mai luat punct GPS, n-am mai... care sunt alte dovezi care contează sau nu, mai mult sau mai puțin, dar măcar una trebuie să ai. Și am coborât pentru că nu mă simțeam foarte bine, eram obosit, aveam fel de halucinații, nu mai vedeam foarte bine și mi-am dat seama că sunt deshidratat, a fost lungă ascensiunea, litrul meu de apă era cam gata, oxigenul era foarte puțin pe vârf și mi-am dat seama că trebuie să cobor cât mai repede, să ajung în zona cu oxigen, pentru că fiecare minut petrecut acolo îți scade energia și acuitățile senzoriale și e foarte periculos, nu din cauză că ai putea să... ai o problemă tehnică, gen să cazi sau să se rupă o coardă, ci pur și simplu poți să-ți pierzi controlul mental și să poate și să amețești sau să se întâmple ceva ce se întâmplă la altitudine dacă nu ești foarte atent, dacă stai prea mult pe vârf, de exemplu. E riscant, da. Aminteai puțin de călugărul budist care vă spune vremea. Amintesc eu acum de o altă divinitate. Ajuns acolo la peste 8.000 de metri, ești tu și cei care ajung acolo sunteți oamenii cei mai apropiați de Dumnezeu, de divinitate. Simțiți ceva? Vă gândiți? Nu neapărat simțiți, că bănuiesc că nu o să vă strângă nimeni de mână sau să vă dea binețe, dar... simțiți ceva, că sunteți până acolo și că sunteți practic față de noi, ăștia vreo 8 miliarde de oameni care populăm planeta, sunteți aproape de ceea ce noi numim divinitate, Dumnezeu? Da, simțim chestia asta, dar nu pe vârf. Pe vârf ești prea obosit și prea preocupat pentru a realiza niște task-uri încât să ai idei de genul acesta. Lucrurile acestea le simți cât timp călătorești, urci până în tabăra de bază prin Nepal, pentru că acolo e o țară plină de mănăstiri, cu călugări, e o țară profund spirituală și dacă noi tot timpul mergem și le vizităm, călugării ne binecuvântează, ne dau diverse amintiri și returi de rugăciune, da, care să ne protejeze și asta o simți pentru că o trăiești, e o atmosferă spirituală în Nepal și budismul creează o atmosferă spirituală.
Dar pe vârf nu prea mai ai timp să te gândești la asta. Inclusiv în tabăra de bază se face o ceremonie religioasă, puja, se pun acele stegulețe colorate. De fapt sunt niște lucruri religioase, sunt steaguri de rugăciune. Pe fiecare din stegulețele, ele reprezintă materiile pământului, apă, foc, pământ. Fiecare reprezintă o materie și pe ele sunt scrise rugăciuni. Dacă ați văzut în Himalaya acele stegulețe colorate, da, da, ele se întind deasupra taberei de bază pentru a proteja tabăra de bază de rele, pentru ca zeii să ne lase să urcăm muntele și să ne protejeze. E foarte bine că, uite, au grijă de toți oamenii, indiferent de credința pe care o sau dacă nu au, nu au. Mă gândesc la... E frustrant un pic sau nu simțiți lucrul ăsta? Măi, că știu că m-am dus să ating un anumit vârf, am ajuns și eu trebuie repede să mă gândesc că trebuie să cobor, pentru că din păcate asta este. Aerul este rarefiat, oxigenul de e limpede, că nu poți să rămâi acolo să mai tragi un meci de fotbal sau o partidă de tenis și așa mai departe. Dar e un pic frustrant, pentru că practic cât timp ai rămas acolo sus pe vârf? Adică 5 minute. 5 minute, deci te străduiești, triști, depui efort, chiar și înainte la antrenamente și după aceea când am atins, l-am atins și după aceea repede coborârea. Cum e coborârea? E mult mai simplă? E la fel de grea ca urcarea? De obicei e grea, câteodată e mai grea decât urcarea, mi s-a întâmplat. Anul acesta a fost mai ușoară decât urcarea, a mers ceva mai repede. Depinde de la munte la munte, dar la coborâre se întâmplă cele mai multe accidente și trebuie să fii foarte atent și focusat, să nu te relaxezi că ai ajuns pe vârf, pentru că succesul expediției sau vârful l-ai urcat cu adevărat în momentul în care cobori în tabăra de bază, în care ești cu adevărat în siguranță. Până atunci nici nu contează că ai urcat, e absolut neesențial, este doar un lucru bun, dar trebuie să mai și ajungi jos. Iată, am găsit un citat frumos care cred că se potrivește multora dintre cei asemenea ție. Alpinismul nu e doar un sport, este un drum al vieții. Și de ce spun că eu cred că ți se potrivește? Tu să mă contrazici sau să fii de acord cu ce spun. În 2012, dacă nu mă înșel, tu ai mai încercat odată să urci exact pe acest vârf și cu 200 de metri înainte, undeva pe unde colegii tăi acum au renunțat, ai renunțat. Iată, după 10 ani de zile, ai revenit și ai reușit să-l înfrângi, practic, nu? Că nu cred că greșesc dacă spun că l-ai înfrânt, că prima dată te-a înfrânt el cu 200 de metri. Mă gândesc cât tănecăjeală a fost și pe tine în momentul în care zic că mai am un pic și totuși nu pot și gata. Deci, iată, este și un drum al vieții. Practic, a fost și un drum al vieții al tău care s-a întâmplat la 10 ani după ce ai renunțat și nu te-ai dus atunci până în vârf. Da, este. Era, pentru mine, era o expediție pe care știam că voi vrea să o fac, știam că vreau să urc acest vârf, nu știam sigur dacă pot, dar am vrut să fiu cât mai bine pregătit și cumva viața a făcut ca anul acesta lucrurile să fie foarte complicate pentru mine, mi-am mutat cabinetul, am avut foarte mult de lucru și nu reușeam să mă antrenez cât de mult și cât de tare aș fi vrut, dar în cele din urmă a fost mai bine că m-am antrenat mult mai atent, având timp puțin, antrenamentele au fost mai bine dozate și de fapt m-am simțit mult mai bine, am avut mai multă energie, mai multă putere și am știut dinainte să plec, am făcut un test de efort și am știut că sunt bine pregătit, dar până atunci eram foarte stresat că nu reușeam să pun lucrurile așa cum credeam eu că ar fi cel mai bine. Cumva ele s-au aranjat de la sine și am reușit să urc pentru că era timpul să urc vârful acesta. M-am pregătit pentru asta 10 ani.
Și la urmă, cu greu, n-a fost ușor, am crezut că o să fie ceva mai ușor, dar am crezut că urcarea va fi mai ușoară și coborârea mai grea, dar a fost fix invers și la un moment dat, deși niciodată n-am renunțat în drumul spre vârf, decât din cauza că ajungeam în pericol dacă aș fi continuat, în acel moment m-am gândit că poate trebuie să renunț pentru că nu mai ajung, nu mai am timp. Și ei de unul singur hotărârile dacă o să continui drumul sau dacă pur și simplu nu se poate, nu? De obicei le cu partenerul de ascensiune, dar de data asta eram singur și da, le-am luat singur, a trebuit să le iau singur. În principiu mă gândesc că este mai ușor să mai urci cu un partener doi decât... E mai ușor, mai bine, mai sănătos, mai multă siguranță. Dar și la luarea deciziilor te poate ajuta să te sfătuiești cu cineva. Da. Și să ajungem la tabăra de bază, când ajungi acolo ai simțit că ai ajuns cu picioarele pe pământ. Deci sigur că mai e până jos la pământul pe care călcăm noi de obicei, nu? Asta este, da? Da, tabăra de bază e în siguranță. E siguranță. Ce ai făcut concret când ai ajuns acolo? Adică mă gândesc așa, după un efort, după o reușită, dom'le, sărbătorim, că eu vreau să fiu așa cât mai lumește să vedem lucrurile, pentru că bănuiesc că se întâmplă și acolo lucrurile acestea, pentru că tot oamenii sunt cei care reușesc aceste performanțe excepționale. Da, noi când am ajuns acolo ne-am dorit foarte mult să mâncăm, ne era foame pentru că nu mai mâncasem mai nimic decât niște biscuiți, foarte puțin am mâncat și dextroză aproape 3 zile, deci eram slăbiți cu 4-5 kg și ne-am culcat, am vrut să dorm un pic, pentru că sus la altitudine nu se doarme foarte bine și ai restanță cu somnul. Nu e riscant sus de tot unde e aerul atât de rarefiat, oxigenul să dormi? Nu. Dacă poți să dormi, de obicei nu prea poți să dormi pentru că nu te simți așa bine, dar dacă poți să dormi, înseamnă că ești bine. Bun, și în general cu ce mâncare mergeți? Cu ce mâncare, cu ce băutură, cu lucrurile de care, sigur, organismul are nevoie? Băutură, apă. Și apa o facem din zăpadă care o topim pentru că e mai ușor să cari propan și gaz, adică și da. Să-ți topești că faci din 400 de grame faci 10 litri. Iar mâncare, sunt două feluri de mâncăruri. Mâncarea liofilizată, care e mai ușoară și care e o mâncare la pachet, pui apă în ea și devine o zeamă. Nu o zeamă, nu, e o mâncare chiar bună, inclusiv macaroane sau varza la Cluj avem, deci e o mâncare bună, e mâncare din care a fost gătită, e o firmă care o gătește pur și simplu și scoate apa prin înghețare și atunci își păstrează aromele, deci nu scoate apa prin fierbere, ci o scoate prin înghețare și atunci are și textură, deci e o mâncare bunicică. Dar de multe ori nu prea avem chef de mâncare asta, nu e chiar atât de bună, la altitudine nici nu mai e poftă de mâncare și mai luăm din astea mai românești, așa, ceapă, slănină, brânză. Vă duceți de acasă? Ne ducem de acasă, că nu găsim acolo, nu prea le-au cu porcii în Nepal. Nu, cu porcii nu le-au de... Salam mai bun, făcut mai de casă, mai... Așa, și chestiile astea merg mult mai bine. Noi le zicem la prietenii care nu sunt din România, le zicem că le facem un platouaș și chestia asta merge destul de bine la altitudine, pentru că dacă e carnea fumată sau cașcaval afumat, merg, au gust mai puternic și sunt mai comestibile. Deci faceți acolo reclamă produselor noastre, tradiționale, practic. Dar la Bine, acum vine fiecare cu ce are, că și slovacii, și ungurii, și toată lumea are cam ce avem niște noi. Specialități. Și acum, mai mult depinde, sau e mai important să nu fie de la supermarket toate, sau să fie, sunt și magazine care au produse mai deosebite și
să fie bune, să fie gustoase, să nu fie așa un salam fără niciun gust, că nu-ți mai trebuie, nu car până acolo să nu poți să-l mănânci. Să nu poți să-l mănânci. Bănuiesc că la o slăninuță și la o ceapă și la o brânzică merge și un par de pălincă, dacă tot sau la altitudine nu. Merge, dar nu la altitudine, în tabăra de bază, da, după ce ne-am aclimatizat. Da, băieții aveau, dar la altitudine nu luăm niciodată alcool, pentru că alcoolul te deshidratează și tu ești în efort, nu e o chestie bună. Dar spuneai de 35-40 de kilometri al vântului, da? Aici 35-40 de kilometri nu e foarte, nu resimțim atât de tare, jos vorbesc. Sus pe munte vântul se resimte sau pur și simplu temperatura, că scade foarte mult? Temperatura scade, deci problema acolo este că acest vânt este la minus 35 de grade. Dacă ar fi în tabăra de bază, vântul ăsta am putea înainta, dar sus nu... E această temperatură aparentă dată de temperatură și vânt este mult prea mult pentru ceea ce putem noi să suportăm și din cauza că lipsește oxigenul și atunci mâinile, extremitățile nu se mai încălzesc așa de bine. Ritmul de înaintare e mult mai încet, deci nu te mai încălzești. Nimic nu funcționează ca la nivelul mării. Pentru că minus 35 și vânt de 40, aici sunt suportabile. E frig, dar sunt suportabile, dar acolo nu s-o idee bună. Uite că ai amintit de îmbrăcăminte. Bănuiesc că, așa când m-am uitat pe fotografiile pe care le avem de la voi, sunteți ca niște cosmonauți. Bănuiesc că aveți mai multe rânduri de haine și haine speciale pentru urcat muntele, pentru asemenea expediții. Poți să detaliezi un pic ce anume are fiecare alpinist pe el când atinge înălțimi de genul acesta, când pleacă în expediții de genul acesta? Fiecare alpinist își alege un gen de echipament. Nu sunt foarte multe variante, dar în principiu trebuie să ai, începând de la corp, trebuie să ai o bluză tehnică care scoate transpirația, să nu te uzi, să nu fii ud pe acolo. Apoi există o bluză de Polartec, iarăși un material sintetic care nu se udă, dar care e foarte călduros. Mai departe există, sau cel puțin eu folosesc, o jachetă de Primaloft care este așa ca o vată, care iarăși nu se ude, e foarte important. Și de acolo mai departe am avut în această expediție unde chiar nu mi-a fost frig deloc, am avut trei straturi de puf. Și anume o jachetă de puf, subțire și foarte ușoară de 300 de grame. Peste am avut un costum de puf întreg, ca un combinezon. Și peste acest costum veneau niște suprapantaloni de puf și încă o jachetă foarte groasă de puf. Deci erau mai multe straturi care fiecare are rolul lui. Foarte bine, foarte bine definit, da. Pentru că asta vă ajută enorm, adică până la urmă te ține în viață, că există pericolul, așa cum spuneai, la temperaturile respective, să degeri și pe aceea poți să ajungi să nu mai știi de tine. Da, toată lumea are diverse combinații, există un singur costum care îl iei peste tot ce e mult mai mare, dar de obicei e și foarte greu. Sunt mai multe combinații, dar de obicei trebuie să fie un costum de altitudine, care arată ca un costum de cosmonaut. Nu e chiar așa umflat, dar e destul de umflat de cele mai multe ori. Spune-mi, te rog, e costisitoare o asemenea expediție? Da. Că bănuiesc că nu da, e chiar Himalaya la îndemâna. Nu e la îndemâna oricui. Este destul de costisitoare pentru că e o organizare, sunt niște oameni care trăiesc acolo și trebuie să fie plătiți. Sunt provizii, trebuie să trăiești acolo 2 luni. Transportul acestor materiale e destul de scump pentru că se cară în spate câteodată 100 de kilometri, nu sunt alte posibilități. Transportul nostru până acolo este destul de costisitor și
Mai sunt taxele nepaleze, taxele de vârf, pentru fiecare vârf e necesar să plătești o taxă de vârf, care depinde în funcție de vârf. De exemplu, la Everest e de $10,000. Urci, nu urci, o plătești. Atunci e bine să o și urci, cum ai reușit în 2017, și o să revenim imediat la asta, dar vor colegii mei neapărat. Cum vă descurcați cu igiena? Că e până la urmă o necesitate fiziologică a fiecăruia dintre oameni. E foarte importantă, pentru că dacă nu ești sănătos, nu poți să urci muntele și igiena este un capitol special. Igiena, există două metode de în tabăra de bază, în funcție de gust. Există un cort unde poți să faci duș și un cort așa înalt și de 1,5 m x 1,5 m, în care poți să faci cu o găleată de apă caldă să te speli. Este o metodă, iar cealaltă este cu șervețele umede. Noi zicem duș cu șervețele și poți să ajungi totuși să întreții o igienă chiar și în taberele mai de sus. Cât de tare vă afectează, cum să spun, psihic? Pentru că bănuiesc că atunci când ajungeți și coborâți, resimțiți puțin efortul pe care l-ați făcut în idealul vostru de a ajunge undeva în vârf. Nu dau seama cât mă afectează. Ești obosit și da, ești și bucuros că ai reușit. Și psihic e mai rău când nu reușești. Depinde de expediție. Dar eu mă bucur și de călătorie, pentru că și de încercare. Nu tot timpul reușește. Cel mai important lucru în alpinism și în alpinismul de altitudine, cu atât mai mult, e să te întorci în viață. Dacă reușești treaba asta, deja e o formă de succes. Și să-ți faci griji că n-ai urcat sau că a fost prea grea expediția, nu prea văd sensul. Cred că depinde de la om la om. Fiecare vede jumatea plină sau jumatea goală a paharului. Fiecare cum crede de cuvințe, da. Da, există, așa am înțeles, că există probleme, halucinații la un moment dat, și atunci trebuie să fiți foarte, foarte concentrați și să faceți ceea ce trebuie când sunteți sus de tot? Da, pe vârf acum am avut, mi s-au mai întâmplat în 2007, când a fost iarăși o ascensiune foarte lungă pe Daula Ghirii. Se mai întâmplă, dacă stai foarte mult la o anumită altitudine, dacă ești deshidratat, și da, trebuie să fii atent ca să nu o iei pe răzor, pentru că aceste halucinații cumva le percep că nu-s reale, dar ele apar, deci pur și simplu creierul e ca și cum ar avea două partiții, una știe că nu e real și una vede aceste lucruri. Da, da. Da. Noi știm că nu-s reale, dar ele îți apar din cauza și oboselii, dar mai ales a oxigenului și a deshidratării. Ce e practic cel mai greu? Unde e punctul cel mai greu al unui asemenea expediții? Că bănuiesc că nu e aia când ajunge sus, sau nu știu. Nu, unde? De obicei, cele mai grele puncte sunt noaptea, când e foarte frig, la 5 dimineața, sau deciziile, dacă cumva nu știi care e ruta bună sau nu știi dacă mai poți ajungi pe vârf, dacă mai ai suficient timp, că nu poți estima tot timpul la ce altitudine ești și cât mai ai. Noi calculăm, mai ai altimetru, mai vezi, dar nu poți tot timpul să fii 100% sigur. Și atunci când îți estimezi și îți mai spune cineva că mai ai 7 ore și deja ora e aproape prânzul, te cam gândești că ai ratat vârful și trebuie să iei o decizie. Cobori, mai încerci, mai mergi, mai mergi până mai vorbești cu cineva. Așa am făcut și am decis că totuși, de fapt, erau 3 ore până pe vârf. Dar sunt grele aceste decizii, pentru că, pe de o parte, e eșecul, și pe de partea cealaltă, sau eșecul sau victoria, și pe partea cealaltă poți să-ți pierzi viața luând o decizie greșită, și atunci sunt destul de grele aceste
aceste hotărâri. Aici mi se pare cel mai rău. Partea fizică nu e așa înspăimântătoare. Acum, ținând cont că nu sunt semne de circulație, evident, e posibil, practic, să vă rătăciți, să-i zic așa, cumva, și să ratați ruta pe care trebuie să o urmați? Există și această pe munte, posibilitate? Pe munte, aceasta este o posibilitate pe orice munte, pentru oricând, noi... oriunde. Și pentru noi, nu suntem supra-oameni, nu e totul pe GPS, nu e totul supermarcat, nu sunt indicatoare. Pe Kanchenjunga, cel puțin, muntele are mai multe vârfuri destul de înalte și apare așa ca un zid și nu știi tot timpul exact unde-i vârful. Noi îl știm deja, problema e noaptea, pentru că pleci noaptea, pleci la ora 11 și acolo orientarea muntelui e cumva făcută. Te poate induce în așa fel, nu, dar nu ai lună noaptea și acum 10 ani tot așa am greșit ruta și am ajuns pe altă parte a vârfului și era un perete și n-am putut să urcăm. Iar acum iarăși pentru întuneric, prima echipă care a încercat vârful anul acesta a greșit ruta și au coborât, au încercat să intre în celălalt culoar unde era ruta și n-au mai reușit și au trebuit să încerce încă o dată peste 10 zile după ce s-au odihnit, dar e un munte la care mulți s-au rătăcit, mulți au greșit ruta, au trebuit să renunțe la ascensiune și da, e o problemă majoră să găsești drumul bun. În general, dacă realizezi pe parcurs că fie ruta nu e bună, fie nu te mai încadrezi în timp, mă rog, din diverse cauze, e de preferat sau în general oamenii se reîntorc la bază sau mă rog, cum se numește, nu la bază? De obicei, da. Depinde cât de mult ai greșit. Depinde cât de mult ai greșit. Dacă ai greșit puțin, poți să mai încerci ascensiunea. Dar dacă ai pierdut 3, 4, 5, 6 ore... E limpede că trebuie să te întorci la bază. Nu prea mai ai timp să ajungi pe vârf. Și nici să rămâi așa aiurea. Acolo nu poți să rămâi, acolo trebuie să... Deci ori să cobori. N-ai voie să stai, în primul rând, n-ai de ce să stai. Și trebuie să-ți alegi o direcție pentru că altfel... Adică nu poți să te odihnești, să te așezi? Ba da, poți să te așezi, dar nu mai mult de 5 minute, pentru că dacă stai prea mult, te decompensezi. Da, o parte din mecanismul adaptării la altitudine presupune efortul muscular. Deci mușchii produc acid lactic care compensează pierderea de acid datorată presiunii scăzute a dioxidului de carbon în atmosferă. Și atunci, dacă nu te miști, nu-i bine. Și ajungi să ți se facă rău, să ai rău de altitudine, doar din cauza că te-ai oprit la o anumită altitudine peste 1000. Deci nu trebuie să faci adică prea multe trebuie lucruri. Trebuie să păstrezi un ritm. Trebuie să te miști, da, n-ai voie să stai prea mult. Sunt porțiuni unde te miști foarte, foarte încet? Ultimele porțiuni peste 1500, da, te miști. Și peste 1800... E foarte greu să mai... Nu poți... E atât de rarefiat aerul încât pentru un pas uneori stăteam un minut. Respiram, gâfâiam, încărcam mușchii cu oxigen foarte puțin și mai făceam un pas și apoi iar stăteam un minut, iar gâfâiam. Dar gâfâiam ca și cum aș urca scările pe aici. Gâfâiam, încărcam... Și iarăși mai făceam un pas. Deci era singura modalitate de înaintare. Acest vârf și K2 sunt cele mai greu de urcat, cele mai greu de atins? Mie mi s-a părut și Everestul, fără oxigen suplimentar, cum le-am urcat și pe acestea grele. Și primii 5 munți ai lumii sunt destul de dificil de atins fără oxigen. Adică nu sunt foarte mulți alpiniști, nu oricine poate chestia asta. Sunt. Dar nici măcar așa de rezervă, dacă cumva chiar nu mai, pur și simplu simți, nu e bine să ai o butelie sau ceva, dacă nu? Nu e bine. Pentru două mod, au fost care au încercat. Nu, da, sau poate, da, nu știu, depinde de cât de tare e fiecare. Nu e o idee care nu e bună, pentru că e greu, în primul rând, și scad șansele de a reuși ascensiunea. Și în al doilea rând nu-ți ajunge și în al treilea rând este contrar eticii. Cei care merg cu oxigen la ei
Ascensiunea se consideră ascensiune fără ascensiune cu oxigen, pentru că ei, chiar dacă nu-l folosesc, dar îl au la ei, deciziile pe care le iei și plasa de siguranță fac o diferență foarte mare. Nu se compară cu a nu-l folosi și a nu-l avea. Până la urmă, aici este dificultatea. Tu trebuie să-ți planifici ascensiunea foarte precis și să o execuți foarte precis, pentru că nu ai această plasă de siguranță. Cu plasă de siguranță oricine poate deveni erou, dar nu e tot același lucru. Și nesatisfacția celui care face lucrul ăsta până la urmă, că el asta și-a propus, nu e limpede. Noi îl considerăm un doping, nu e, mie nu mi se pare atât de complicat problema asta cu oxigenul. De ce unii să folosească oxigen și alții să n-aibă voie să-și bage hormon sau sunt substanțe produse de... Da, sunt pe lista de dopaj, n-ai voie cu baterii la ciclism, n-ai voie cu oxigen la, dacă faci free diving, ce e simplă din punctul meu de vedere. Și asta e, e o formă de dopaj, dar dacă mai e și unii care te împing în sus, nu mai e nici măcar sport. Tot în mai 2017 ai reușit să atingi Everestul, 8848. Ai simțit acolo că ai atins aproape totul, că văd că totuși ai continuat și nu te-ai oprit. Nu, Everestul este un vârf deosebit pentru că este cel mai înalt, dar este doar unul dintre cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri. Eu am un proiect prin care vreau să le ating pe toate. Este o chestie cunoscută în alpinism, e ca la tenis, un Grand Slam. Și da, mai am câteva. Am urcat 9 și mai am încă 5. Deci mai e un pic de lucru. Și... mai am un pic de lucru. E un proiect care se poate întinde pe toată cariera sau pe toată viața. Ce înseamnă toată cariera? Și aici trebuie să ne gândim la o anumită vârstă, bănuiesc, nu? Da, un alpinist de altitudine e indicat să înceapă sportul acesta pe la 30 de ani, numai devreme, pentru că nu te poți aclimatiza foarte bine la 20 ceva de ani. Nu-i foarte potrivit pentru tineri. Deci e diferit de gimnastică, not, care se fac când ești foarte tânăr. De la 30 de ani poți să performezi destul de bine până pe la cam 60 de ani. E total ok, cu un vârf de formă pe la 45, cam așa funcționează. Și dacă vrei să faci, sunt alpiniști de 70 de ani care încă merg în Himalaya. Deci se poate și mai târziu, dar unul la colegii mei la 55 de ani, 54 de ani sunt numai bine. Dacă ai atins de 9 ori vârful de peste 8000 de metri și continui, înțeleg că o rută nouă pe nu știu unde, ăsta este unul dintre visurile tale, altul decât cele de a atinge toate aceste vârfuri. Ce înseamnă asta? De ce ții neapărat la o rută nouă pe care să o facă cineva? Pentru că dacă eu nu mă înșel, unul dintre prietenii tăi buni, atunci când a făcut o rută nouă, sper să nu mă înșel, dacă mă înșel, asta este, a încercat să urmeze ruta respectivă și acolo și-a găsit sfârșitul. N-a fost chiar așa, dar de fapt era următoarea chestie după ruta nouă, sunt mai multe clasificări. Există prima repetare a unei rute făcute de altcineva, care e iarăși o chestie destul de valoroasă. Noi atunci cred că eram la prima repetare a unei rute făcute de doi elvețieni. De fapt, noi am încercat să atingem un vârf care e foarte periculos și nu are nicio rută foarte sigură. Și noi am ales una din ele, dar întâmplător nu era foarte uzitată. Dar era destul de periculoasă și această rută. Fiecare are alte pericole. Iar atunci a fost o problemă de altitudine, de rău de altitudine, a avut niște probleme legate de altitudine, iar noi încercasem pe o altă rută, încercăm să evităm avalanșe și căderi de pietre. Dar e un vârf Annapurna care e periculos pe toate părțile. Dar o rută nouă, într-adevăr, e un lucru mai periculos, dar
e ceva total diferit de aceste ascensiuni pe căile bătute, pentru că toate rutele posibile pentru moment pe munte au fost urcate, toate cele mai simple. Și au rămas doar cele foarte dificile și în acești ani nu mai sunt multe rute noi, nu mai sunt multe creste ale munților pe care să poți să urci și cele care au rămas sunt într-adevăr foarte, foarte dificile. Numai că e un proiect diferit și eu îmi doresc să urc o rută nouă Himalaya pentru că am încercat de mai multe ori, câteodată am fost destul de aproape de a reuși, dar nu am reușit niciodată. Și e de fapt, aceasta este adevărata explorare. Să mergi pe o rută unde mai sunt și alții și e totul cunoscut, e alpinism, dar nu e explorare. Pe când o rută nouă are această componentă de explorare, poate să fie pentru echipa care încearcă la fel de dificil cum i-a fost lui Amundsen să ajungă la Polul Sud sau la Polul Nord, este un alt stil de alpinism, este mai dificil, mai tehnic și dacă ar exista o olimpiadă sau un campionat mondial în alpinism, cei care au medalia de aur sunt cei care reușesc să facă o rută nouă. La 7, pe un vârf de 7.000, pe 6.000, pe 8.000 este cel mai, mai zic eu, înalt grad de maestrie în alpinism să faci o rută nouă. Care dintre expediții s-a intrat cel mai mult la minimă? Au fost mai multe expediții care mi-au plăcut și fiecare avea alte motive. Mi-e greu să le clasific așa foarte exact, dar probabil că a fost încercarea de rută nouă pe Daulagiri, care a fost una dintre cele mai diferite și dificile și în care ne-am luptat foarte mult cu muntele, am reușit să ajungem la aproape 7.000 de metri, mai era ceva până pe vârf, dar am reușit să avansăm într-o zonă unde nu mai urcase nimeni niciodată. E una din ultimele creste mari în Himalaya, pe un munte de 8.000 de metri, rămasă neurcată și am reușit să avansăm de la 4.000 la aproape 7.000, deci aproape 3.000 de metri. A fost un efort și o reușită parțială. Nu se punctează pentru că n-am ajuns pe vârf, dar pentru noi a fost o satisfacție deosebită să reușim să parcurgem acea bucată de munte. Când a venit dragostea aceasta pentru munte, pentru urcat muntele, pentru a lua în brațe și a mă duce până în cel mai înalt vârf al munții? Cred că mi-a plăcut de copil, mi-a plăcut să merg la munte, pe munte, dar știu sigur că în liceu, în clasa 11-a, mi-am dorit foarte mult să plec cu rucsacul, în Bucegi, cu colegii de liceu. Și am reușit și am făcut o excursie cu cortul pe platoul Bucegilor, care nu e ceva extraordinar, dar a fost mai important nu partea asta tehnică, ci senzația de libertate care ți-o dă drumeția, mersul la munte, să pleci cu rucsacul, să te urci în tren și când ne-am dat jos, mi-am dat seama că sunt cu totul la mine, sunt absolut independent, nu mai depind de nimeni, de părinți, eram pe cont propriu. Și eu am avut o copilărie în care am fost părinții au fost mai stricți și nu prea umblam de capul meu foarte mult. N-am fost în nicio tabără, maxim m-au lăsat într-un cantonament la atletism și senzația de libertate a fost, și acum mi-aduc aminte, a fost ceva extraordinar. Să-mi dau seama că nimeni nu-mi spune unde să merg, cum să pot să iau în orice direcție, să stau cât vreau și sunt cu hainele, cu mâncarea, cu totul la mine și sunt absolut independent. A fost pentru un copil de clasa 11-a, a fost ceva, mi-a schimbat optica și cumva am asociat-o cu muntele
Și în continuare este pentru mine o componentă foarte mare a libertății plecat în această expediție de 2 luni în care cei mai mulți oameni cu servici, cu familii, cu probleme, asta e, toți avem, nu și-l permit, dar de multe ori nici nu-și doresc atât de mult să-și permită treaba asta și de aceea nici nu li se întâmplă, dar dacă îți dorești cu adevărat, poți să pleci, cred eu, 2 luni. Dacă nu mă înșel, noi avem o federație română de nu? Avem. Da. Tu ești unul dintre unul, ești alpinistul nostru numărul 1 al României astăzi, pentru că nimeni n-a atins. Greșesc cu ceva? Că nu exagerez cu nimic și la emisiunea dumneavoastră, da, sunt, dar nu la emisiunea la noi mea, nu este rezultate. Da, alpinismul nu e un sport competițional, deci eu nu am un loc dat de o competiție și atunci e puțin nepotrivit să punem locuri care e cel mai bun alpinist. Nu da, punem. Am niște rezultate, dar da, nu e competiție, locuri, nu e pe locuri. Numai că avem și Google, avem și cunoștințe totuși în timp și ne uităm și căutăm și eu n-am mai găsit pe nimeni cu asemenea rezultate. Asta este toată chestiunea. Și de aici vreau să plec. Ce face pentru unul ca tine, pentru alții, alți alpiniști români, Federația Română de Alpiniști. Și nu întreb întâmplător, să intrăm, mai ales că sunt nervos și cu fotbalul de ieri alaltă, ieri și cu toate sporturile noastre. Da, nu știu ce face. Ei se ocupă și de schi alpini și de cățărare. Acum s-au mai schimbat federația. O perioadă m-a susținut federația, acum nu m-a mai susținut. Acum să nu vă închipuiți că susținerea federației era decisiv. Plăteau expediția, nu. Dar era un ajutor important, îmi plăteau biletul de avion. Și mulți ani a fost un ajutor. Și eu puneam federația pe site-ul meu, era ca un sponsor. În ultima oară ne-a dat jumate de bilet de avion, l-am împărțit în doi și acum n-am mai vrut să participe la această expediție. Am zis, ok, asta e, noi avem sponsori privați, ne descurcăm, doar că pentru mine e important că sunt un sportiv care își plătește cotizația, sunt afiliat și eu scriu în toate comunicatele de presă că sunt sportiv al Clubului Sportiv Alternative Timișoara, afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă. Cât vor ei să susțină, să folosească, să se laude ca federație, că un sportiv de-a lor a reușit ceva, asta este treaba lor. Eu nu interacționez foarte mult pentru că asta e. Noi avem o școală serioasă de alpiniști în România? Da, sunt niște școli de alpinism. Noi avem o școală serioasă, zice, de alpinism în Timișoara. Dar mai sunt în București, în Brașov, în Sibiu, în Cluj. Sunt alpiniști, există această mișcare. E serioasă, aș zice eu. Sunt oameni foarte pasionați și care își pun timpul și resursele pentru acest sport, pentru a educa pe cei din jurul lor, dar da, nu avem cei mai înalți munți, din păcate. Nu avem niște munți de 8000 de metri, că altfel poate ar fi fost diferit. Apropo și de munții noștri, ce au tentant munții noștri pentru un alpinist de performanță, care a obținut performanță și nu pentru mine sau pentru un alt novice în direcția aceasta? Mie îmi plac toți munții. Nu, și în Măcin m-am dus și mi-a plăcut foarte mult. Nu trebuie să fie foarte mari, să fie cât de cât acolo, dar Măcinul sunt chiar mici și mi-au plăcut. Nu, ai ce să faci, pentru că există foarte multe locuri frumoase. Sunt zone de cățărat în Herculane, în Cheile Turzii, unde te poți, acela este alpinist tehnic. Sunt munți, mai ales iarna, pe a căror vârf să ajungi este o provocare, inclusiv aici aproape de noi e vârful Țarcu, pe care
Asta primăvară abia am ajuns, bătea vântul cu 100 la oră și mi-am propus să ajung pe vânt puternic, astea erau antrenamentele și am ajuns. Dar nu, munții noștri sunt foarte faini, mie îmi plac foarte mult, acolo merg să mă antrenez și foarte puțină lume își dă seama ce mare lucru e că avem munții la 100 și ceva de kilometri din aproape orice punct al țării. Poate de la Constanța e ceva mai mult, dar și avem mai mulți munți. Adică nu trebuie să mergi la un singur munte. Am prieteni în alte țări care spun, eu ca să merg la munte trebuie să iau avionul. Și da, pentru noi e totuși o șansă că avem Carpații. Și te mai cațări pe ai noștri din când în când. Da, aici mă antrenez și în fiecare an merg, sau în fiecare an, în fiecare lună ies de o dată de două ori pe munte. Chiar dacă merg cu bicicleta sau cu schiurile sau cu schiurile de tură, da, merg la munte, îmi place. Se fură pe munte? Depinde unde. Pe unde ai umblat și pe unde ai... Ai reușit performanțele de care vorbim concluzia noi. Concluzia mea e că peste tot se fură, peste tot sunt oameni buni și oameni răi. S-a întâmplat și în Himalaya, se întâmplă și la noi, și în Bucegi, și să-ți fure și din cort, și să vină și ursul, să-ți fure și ursul. Asta cu furat este universal. Mă gândeam să trec peste întrebarea asta, dar totuși, pentru că prea frumoase sunt poveștile, povestea pe care o țești tu acum. Ai trecut printr-un moment extrem de greu, unde ai fost, sau cum spunem noi, ai văzut moartea cu ochii într-una dintre expediții, în care corturile au fost luate de vânt, de vijelii, de ce a fost acolo pe munte. Ne spui două, trei vorbe și cum ai trecut, că asta e cel mai important, cum ai trecut peste moment ca să o iei din nou de la capăt. Nu mai știu acum exact care este momentul, dar da, se întâmplă să fie vijelii, să ancorezi corturile, să pierzi corturi, să ai probleme cu echipamentul și trebuie să găsești o soluție. De obicei, noi ne cam luăm totul dublu, adică avem rezervă și de câteodată și rezervă la rezervă. Și încercăm să prevenim aceste probleme, pentru că dacă rămâi fără echipament și numai altul, pleci acasă. N-am două lucruri neapărat mai trebuie să te întreb. Unul este firesc, familia, soția, copiii, familia, cum vede, cu ce ochi vede plecările tale într-o nouă expediție, când știe practic unde mergi, că nu te duci cu trenul sau cu mașina până la Arad sau până la Reșița, și a doua oară, cu ce ochi vede venirea ta acasă după o asemenea expediție? Nu prea știu chestia asta, pentru că... Trebuie să-i întreb pe ei. Da, e părerea ei, dar am discutat asta de la început, că eu sunt alpinist, merg pe munte și că nu va fi niciodată o discuție de genul, dar unde pleci? Păi în expediție. Cum în expediție? Nu, chestia asta nu există. Eu mergeam în expediție înainte să... fiu căsătorit și nu la faptul că am pleci. De gând să renunț. Nu la faptul că pleci și la teama că totuși nu poți să nu te gândești un pic și la teama oamenilor care rămân acasă, nu a celui care pleacă, a celui care pleacă după, se avântă. Cred că după 10 ani s-a obișnuit. Deci nu mai există. Nu știu, cred că cu orice, și cu bine și cu rău, te obișnuiești până la urmă. Și cum se împacă, o vreme. Și cum se împacă alpinistul cu doctorul? Că până la urmă, aici e profesionalismul, foarte, să zicem, da, foarte rău. Medic. Foarte rău se împacă. Nu foarte rău. E acceptabil. Medicina m-a ajutat foarte mult în alpinismul de altitudine, pentru că conține o parte din aceasta medicală importantă
Și cred că mi-ar fi fost mult mai greu dacă nu eram medic, dacă nu înțelegeam toate mecanismele acestea. Chiar am întâlnit mulți alpiniști cu care discutam și nu, după o carieră lungă aveau anumite lacune la probleme medicale și discutam și ziceam, dar voi nu știți chestia asta? Și eu nu n-am știut până acum. Și invers, cariera de alpinist nu dăunează foarte mult, pentru că dacă muncești serios restul de 10 luni, eu cred că poți să-ți iei o lună, jumate sau două de concediu, că asta e, dar trebuie să fii pe muncă un pic. Să fii pe muncă. N-au trecut iacătă nici o zi, nici măcar o lună, de-abia mâine se împlinește o lună. Ba, astăzi s-ar împlini, că mâine deja ar fi o lună și o zi, practic, nu? Din 7 în 7. De când ai reușit să cucerești acest nou vârf, ți-ai făcut deja planul pentru următoarea expediție sau deocamdată stai și... Da, nu, nu. Cu... Noi facem planul în timp ce coborăm de pe vârful de dinainte, deja până să plecăm din tabăra de puneți, bază. Să vă puneți totul la contribuție. Deja știm, da, că îți trebuie un obiectiv. Da, și rămâne deocamdată secret planul acesta. Nu, nu-i secret. Se numește Choyu, e un vârf care e în Tibet. Și această ascensiune e condiționată de deschiderea Tibetului de către, de fapt Tibetul e China, de deschiderea Chinei, China este închisă, dacă până la anul în primăvară se deschide, aș vrea să merg acolo pentru că este ultimul munte rămas în zona Nepal-China. Dacă îl urc, atunci îmi voi muta echipamentul, am 100 de kilograme, butoaie de expediție, corturi, le voi muta în Pakistan, unde mai sunt celelalte 4 vârfuri de peste 1000 care vreau să le mai urc din cele 14. V-a întrebat cineva de certificatele de vaccinare pe unde v-ați dus? Cu pandemia am avut, da, deci alea ne-au trebuit de la început, tot timpul am mers și înainte de pandemie, s-au închis granițele, de-abia am venit acasă, deci am avut niște aventuri pandemice prin Nepal, carantine, nu mai aveai ce să mănânci, era destul de complicat. Există vreo urare specifică, așa cum e la vânător, la pescar, pentru alpiniști, ca să-ți transmit eu lucrul acesta, că nu știu, mărturisesc că nu știu. Fir întins nu funcționează la noi, că înseamnă că tocmai e căzut, dar nu, nu. Vreme bună de obicei și baftă. Nu e o urare specifică, dar ar fi frumos să fie. Ar fi bine. Horea, îți mulțumesc din suflet, în primul rând, pentru că ai dat curs invitației noastre, dar îți mulțumesc mai ales pentru gândurile pe care le-ai transmis. Sigur, povești sunt nenumărate, povești putem țese în continuare o mulțime despre ceea ce s-a întâmplat așa în amănunt prin toate expedițiile prin care ai ajuns pe aceste vârfuri, în primul rând de peste 8.000 de metri, pentru că nu e deloc ușor, nici vorbă, tu vorbești cu lejeritate despre asta, însă noi, care ne uităm și la un bloc cu 4 etaje și gâfâim, știm ce spunem. Vreme bună și baftă îți doresc în continuare pentru a putea realiza și alte întâlniri ale noastre în care tu să le povestești oamenilor ce anume s-a mai petrecut, ce anume ai mai reușit, ce vârfuri ai cucerit și dacă ai reușit un traseu nou, pentru că o să urmăresc lucrul acesta. De ce? Pentru că am văzut că ești foarte pornit spre un asemenea traseu. Bănuiesc că înseamnă foarte mult, așa cum ne-ai și explicat în puțin mai devreme, foarte mult pentru un alpinist pur. Mulțumesc încă o dată, vreme bună și baftă, Horea, în continuare. Mulțumesc și eu. Dragilor, valorile trebuie prețuite, așa cum spuneam și în celelalte emisiune, trebuie prețuite, trebuie apreciate, trebuie promovate. Puterea exemplului este cea care trebuie să ne determine și pe noi să luăm câte ceva de la fiecare pentru a putea fi mâine mai bun decât suntem astăzi. Valoarea oamenilor se măsoară după greutățile biruite de ei, așa cum încheie în fiecare seară. Fiți semenilor voștri tot ceea ce ei nu au. Ciao!